bun găsit, doamnelor și domnilor! Multe surprize astăzi în emisiune, vom comenta multe știri, o să vedeți despre ce este vorba, până una alta din seria Snoop Dogg, când s-a născut avea 2 kg și jumătate la el, așa se spune, este vorba despre faptul că cunoscutul trapper, rapper, sau nu știu cum să-i zic, Gheboasă, a fost acuzat că ar face trafic. Numai că domnul Gheboasă, el însuși, a dat un răspuns, având în vedere că nu e chiar groasă pentru Gheboasă. Dar pe de altă parte, hai să vedem niște titluri, să vedem dacă e groasă, lungă și noduroasă în emisiunea de astăzi, după care comentăm știrile. Avem și nunți, și botezuri, și cumetrii. Stați cu noi, hai să vedem! Fierbinți ale momentului, dezbătute de Mircea Zara în doar câteva momente. Andreea Simona este și astăzi cu ochii pe vestimentația vedetelor. Oare va obține cineva nota 10? Vom afla imediat. Marius Saizu despre Ucraina la 2 ani de la debutul războiului. Care este motoul care îl ghidează pe jurnalist în deplasări? Vom afla imediat la Exclusiv VIP. Imediat ajungem și la colegul Nichi Saizu, care a fost pe bună dreptate premiat și onorat la Consiliul Național al Audiovizualului pentru performanțele sale jurnalistice. Până atunci însă, haideți să vedem ce s-a întâmplat. Doamnelor și domnilor, ce s-a întâmplat? Nu s-a mărit armata, dar atenție că domnul rapper, care anul trecut era foarte controversat, că fusese la Untold, care a zis cu femeile și cu fetele care, mă rog, ar trebui supuse unui comportament degradant după umila dumnealui părere, ci că ar fi acuzat de trafic de substanțe. Pe de altă parte, pe drum către noi, că știți că așa se întâmplă în orașul ăsta, că în momentul în care ai emisiune în direct după amiază se pot întâmpla diverse lucruri, este domnul Mircea Zara, care ne salută din mijlocul de transport, nu în comun. De ce ai întârziat, domnul? Datorită traficului, Cristin, cer mii de scuze. Și mai bun găsit tuturor. Da. Sunt într-o mașină, am aici un domn șofer care și-a dat toată silința, Răzvanie aici, și-a dat toată silința să mă aducă cât mai repede, tocmai din Popeșle Ordeni, unde am avut o filmare, și vreau să vă spun că omul ăsta a făcut minuni. Și uite, deja suntem la Arcul de Triunf, drept care cred că în 3 minute, maxim 4 minute sunt în studio. Haide, stai un pic, stai așa, stai, unde te grăbești? Stai acolo, că după aia vă opresc urgările și nu e bine, că vă controlează. Hai să vedem, doamnelor și domnilor, care este declarația dată de celebrul, să-i zic, muzician sau ce-o fi, Gheboasă, în momentul în care a fost vorba despre deținere sau posesie, că omul a fost chiar nervos, a făcut niște versuri, nu neapărat arogante, dar cu un sentiment superior în weekend. Pe de altă parte a venit însă și declarația de pe Instagram. Frații mei, sunt bine, sănătos, în libertate. Eu am fost acuzat de deținere pentru consum la percheziție de pe 1 martie. Ați văzut, mă, cum vine mărțișorul la unii? Ce ai primit? Ai primit mărțișor? Nu, frate, da. O legătură de pătrunjel. O legătură de pătrunjel, un control care, cum ar fi, la percheziție. Ce ai primit? O percheziție. O primăvară frumoasă cu percheziție în coadă. La mine de acasă nu s-a găsit nimic, iar pentru deținere pentru consum în România, legea te pedepsește cu o amendă penală. Am învățat Gheboasă care-i treaba. Așa că nu trebuie să ciripești ca să poți să pleci acasă liniștit, că s-a spus că l-a luat pe Gheboasă deoparte așa la interval și că Gheboasă ar fi spus, domnule, hai ca să scap eu să vă zic calul la G6 și alte situații, ați înțeles, adică ar fi spus ce știe. Mulțumesc pentru mesajele frumoase, nu este implicat niciun minor, pentru că eu n-am vândut, eu nu vând și nu o să vând niciunui om care există, dar poate să vândă oamenilor care nu există. Bravo, pentru că eu nu sunt un traficant, eu sunt un simplu fost consumator.
că am fumat și eu un, mă rog, și m-a prins. Acum ce să fac? Suntem în libertate. Domnul Zara, ce părere ai de lângă Arcul de Triumf? N-avem ce să altceva ce să facem, zice Gheboas. Avem foarte multe proiecte, foarte multă treabă. O să rupem. Urmează o piesă cu dedicație specială. Percheziția să trăiască! Hai să vedem. Așadar, domnul Zara, ce mi-a răs, mă? Ia uite traficul. Da, dragă, știi unde ești. Ești aici, aproape de noi, de Casa Pleș. Așa. Ia zi cu Gheboas, da, care-i treaba? El, din păcate, mă rog, a greșit. La un moment dat, când a fost și prins, ideea e că, cel puțin din punctul meu de vedere, e un artist foarte ok, e foarte iubit de tânăra generație, ceea ce zic eu că e un mare lucru. E mare lucru să fii iubit la modul ăsta, indiferent de greșelile pe care le faci, dar acum știi cum e... Ai greșit, plătești. Na, că așa e în viață, știi, că așa e, știi cum e, ca în tenis. Din păcate, Gheboasa va avea acest, va avea această bubă în spate, ca să-i spun așa, în dosarul lui sau în cazierul lui va rămâne această poveste. Din păcate, repet, pentru că el este un om extraordinar, e un băiat absolut fascinant, e un artist foarte mișto și, repet, e iubit de foarte multă lume. Da. Imediat o să-l vedem și pe Mircea. Vă readucem aminte cântărețul de treabă Gheboasă, pe numele său real Gabriel Gavriș, a fost audiat vineri seară de către procurorii de ICO Dâmbovița într-un dosar de trafic de droguri. El ar fi fost prins cu marihuana asupra sa pentru consum propriu pe Bulevardul Timișoara din capitală. Ar fi dat declarație într-un dosar în care polițiștii și anchetatorii de ICO au făcut vineri mai multe percheziții domiciliare, în timpul cărora au ridicat resturi de țigarete confecționate artizanal și mai multe probe. Potrivit acelor asuse, Gheboas ar face parte din o grupare de dealeri care vindeau droguri minorilor, fiind supravegheat într-un dosar privind o rețea care vindea cannabis elevilor, scrie Digi24.ro. El este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de, cităm, deținere fără drept de droguri, deținere fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu și riscă închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă. Sigur că da, o să vedem exact cine, ce și cum. Patru persoane au fost reținute după percheziții și de aici încolo, doamnelor și domnilor, o să, în momentul în care o să intre la noi în studio, o să-l întreb totuși. Mă, Mircea, atâta vreau să înțeleg și eu. Mă, eu mai uite de la țara așa, de lângă București. Mă, e așa. Am ajuns. Da, așa este, doamnelor și domnilor. Aceasta este clădirea în care, ca să știe lumea unde să vină, mai dă o grenadă. Bine. Bravo! Îl salutăm pe prietenul nostru care ne-a ajutat să avem și noi invitat la o oră mai decentă. Așa, pupați-vă după aia. Așa, nu mai râde! Așa. Ce mișto e aici, deci să facem toată chestia asta până intru în studio așa cu telefonul, dar nu cred că va fi semnal în lift. Aia este, ai, suie-te tu în lift și după aia vedem ce se întâmplă. Poate aflu și eu în publicitate. Da, Agro, așa este, frații noștri aici ușă-ușă cu noi. Foarte frumos. Da, haideți, mergem mai departe. După o scurtă pauză de publicitate, vrei și noi să aflăm, domnule, este un Gheboas, o Gheboasă, dar el este băiat și n-am înțeles nimic. A plus multe alte nunți, botezuri, cununii. Ne întoarcem. Haideți, domnul Zara, sus! Bine. Cum s-ar spune, ridică-te, Lazare, uite-l aici, Mircea Zara, nu... Bine ai venit! Vreau să știi de ce scrie boschet pe tine. Păi că de boșcheți avem te parte... Te ocupi tu de boșchet, în general? Nu, de alta au dat frunzilii la boșcheți. Am știut că ești o persoană respectabilă, așa, nu... Nu scrie chiar boșchete. Hai dar Bosco ce înseamnă? Măi, Bosco înseamnă pădure. Da. În spaniolă, vamos al bosque, dacă e, noi o luăm de drept boscheți, ei o iau drept pădure. Uite, la noi pădurile arată mult mai bine decât uite, pădurile de exemplu, lor. Uite, de exemplu, tânărul scoate capul în pădure, domnul Salomia, care al meu care biseria, bucătăria, ochii plânși, iar să te vadă. Mi-a să mă ajuți, dar dacă păi tu ai întârziat, eu am început fără tine.
Așa că pentru astăzi o să pregătim... Deci cine termină mai târziu? Amândoi. Ah, așa. Dacă ai zis că ai început deci, fără el. Pentru astăzi vom pregăti crostini cu o cremă de avocado și vom pune și puțin somon fume, ridichie, o roșie, o vrăjeală de genul ăsta. Iar pentru al doilea preparat vom pregăti un pui franțuzesc la tavă. O rețetă foarte rapidă, gata în 45 de minute, nu trebuie să folosiți multe vase, toate se amestecă împreună, se dă la cuptor. Cam atât pregătim pentru astăzi. Ce zici, dragă? Mulțumim! Ce este. Ia să vedem. Da, bravo, bravo. Da, doamnelor și domnilor, îl rugăm pe domnul Zara să ia loc. Da. Stai jos. Ia uite cum, deci cum se comportă cu mine, stimat. Uite, normal, ai întârziat și trebuie să fii pus... La, la colț pe coș de nuci. Pe coș de nuci. Nu că s-ar putea să-ți placă. Doamnelor, domnule, hai să vedem. Hai să vedem evenimentele foarte frumoase ale acestui weekend. O să începem cu mireasa. Nuntă. Nuntă în cartier, doamnelor și domnilor. Roxana se mărită. E nuntă în cartier. Am fost la ei acasă. Ați văzut câtă iubire este acolo. Roxana împreună cu soțul ei au pășit în fața lui Dumnezeu. O mireasă foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Roxana, în general, e o femeie superbă. Bă, e o femeie care demonstrează că nu e suficient să fii doar frumoasă, să fii deșteaptă, să fii pregătită pentru viață. E mămică deja de ceva timp. Are grijă cu, foarte multă bucurie și, și de copilul lui Dragoș. Lui Dragoș, exact, din prima lui căsătorie. Exact. Ceea ce demonstrează că este un om cu adevărat impecabil, incredibil. Și Roxana este fascinant de frumoasă pentru că a avut grijă de corpul ei, cum puține femei așa reușesc este. După naștere să revină la forma de invidiat pe care o a avut-o înainte de naștere. Pentru mulți, Roxana, cunoscută probabil și datorită apariției ei în acel show de televiziune, plus, desigur, datorită relației pe care a avut-o cu Mr. Bendeac, despre care s-a spus, despre a lor relație s-a vorbit foarte mult, s-a discutat foarte mult, s-a bârfit foarte mult. Dar i-a fost o ieșire din televiziune foarte decentă. Roxana era în primul rând în atenția tuturor și datorită reformelor ei foarte spectaculoase. Voluptoase. Voluptoase. Acum însă la un moment dat, odată și cu apariția lui Dragoș, Roxana s-a reinventat. Acum este o persoană atletică, foarte spectaculoasă. Dacă v-ați întrebat vreodată cum arată o roche de prințesă, că asta e roche de prințesă, cu tatuaje pe mână, eu zic că arată mai bine decât credeam. Mai mult decât bine. Înțelege, foarte interesant. Este o familie, frumoasă, plus că amândoi sunt dedicați poveștii ăsteia numită fitness, întreținere fizică, corporală, Dragoș antrenor de fitness. Lucru pe care noi mult facem. Noi cu mâncatul mai mult. Roxana la fel, foarte dedicată în zona asta, a mișcării, a exercițiilor fizice. Drept care eu zic că este o familie... de invidiat. Da, doamnelor și domnilor, un gest absolut firesc. Le transmit și eu Casă de Piatră, n-am avut ocazia. Roxana, Dragoș, așa Casă de Piatră, copii frumoși, sigur faceți, pentru că amândoi sunteți frumoși. Dă, Doamne, la cât mai mulți. Cavalerii de onoare au fost cei doi copilași, Milan și Zian. S-au asortat și ei cu tatăl lor. După cum vedeți, o imagine foarte frumoasă. Sâmbătă 2 martie s-a întâmplat, la 4 ani de la cununia civilă. Deci, practic, a fost momentul în care s-au unit în fața lui Dumnezeu. Înainte de a păși pe altar, scria aici, clic, inima plină toate relațiile între soț și soție sunt ca relația între Tom și Jerry. Deși se tachinează și se luptă, nu pot trăi unul fără celălalt. Ăștia suntem noi. După cum vedeți, Nașa, avocata Laura Vicol, care s-a lăsit și alături de soțul ei. Laura, da, bravo, da, doamna avocat. Și vezi că o apariție foarte spectaculoasă, așa. Doamna avocat, așa, îmbrăcată în negru, o apariție foarte, foarte misterioasă. Foarte drăguț. A ales lăcașul de cult, a măsat la atitudinea Nașii să hotărească aspectele referitoare la dată, preot biserică, este foarte credincioasă, a ales o biserică absolut superbă, după care, într-un local tradițional românesc din Otopeni,
pe care îl știți probabil foarte bine. La domnul Stan acolo. Așa, vis-a-vis de, mă înțelegi, de unde se zboară. Pentru petrecere, o nouă rochie albă, strânsă pe corp, în timp ce Mirele, o ținută casual, a purtat perechi de blugi și un tricou. Printre invitații la nuntă, Anda Adam și soțul ei, fiica Andei, fiind de altfel domnișoare de onoare. Foarte frumos. Bravo, copii. Chiar și Anda a pus o fotografie foarte frumoasă cu ei. Da. Superb. Bravo. Să fie într-un ceas bun, să vă bucurați, să vă binecuvânteze Dumnezeu. Bravo. Am fost la ei acasă, știți foarte bine, într-un reportaj absolut superb anul trecut și promitem să mai mergem, că așa ne-a fost vorba. După ce se bucură acum de statutul de soție în fața lui Dumnezeu, să te mulțești carașela și așa mai departe, o să mai vedem, că poate nu-și mai doresc, că sunt, aveau doi băieți foarte frumoși, o să mai vedem. Mergem mai departe, domnilor și domnilor, dacă tot e vorba despre copii, ce ne facem fetelor? Fosta noastră colegă Diana Enache, solistă foarte bună și posesoarea unui tată de asemenea celebru, și anume domnul Adrian Enache, a botezat copilașul. O, un eveniment de la care, cum vedeți, nu au lipsit oameni foarte cunoscuți. Îl vedem pe maestru Marius Lăcătuș aici, unicul număr 7, îl vedeți acolo, Marius Lăcătuș, și de asemenea familia Monica Davidescu, Aurelian Timișan și fica lor Dora. De altfel, Maria Ilinca, după cum vedeți, este numele fetiței. Știți foarte bine, dacă nu știați, cel cu care Diana s-a împlinit sufletește și care este tatăl Mariei Ilinca, este fiul omului de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, are un fel de zi, Ionuț, un băiat de toată isprava, bun, alte existențe, alți oameni, copilașul, dați poza mai mare pe care, lăsați-ne pe noi, că pe noi ne-ați mai văzut. Lasă-mă mireasă. Hop, ia uitați-vă aici, o bijuterie de copil. Vă rog frumos să vă uitați, îmbrăcată frumos, în puf ca mami, vedeți? Deci, cu ținuta Dianei continuă la pufii aia cu către Maria Ilinca, da? Către foarte frumos mică, eveniment, da. Nu? Să fie sănătoși. Uite, nu l-am văzut însă pe bunicuțul Racanol. Unde este bunicuțul Racanol care nu s-a dat în poze? Eu cred că el nici nu... Nu știu dacă el n-a postat nimic. Domnul Sorin Ovidiu Vântu? Nu, mă, bunicuțul Racanol nu poate să fie decât Adrian Enache. Adrian Enache. Da. Nu, mie mi-a rămas Sorin Ovidiu Vântu în cap, iartă-mă. Bunicuțul de finanțe este domnul Sorin Ovidiu Vântu. Pentru că fiecare să se laude cu ce se știe să se ocupe mai bine. Da. Adrian, da, chiar culmea, n-a postat nimic. În schimb, e prietenul Temișan acolo cu soția splendidă, de altfel. Da, e adevărat. Monica Davidescu. Parte, vezi, e un lucru foarte tare. A creat foarte multe, și acum nu mă abțin să spun cu asta. S-au creat foarte multe animozități anul trecut la sfârșit, când Adrian Enache a avut spectacolul lui la Sala Palatului și în aceeași zi, la aceeași oră, prietenul lui de o viață, Aurelian Temișan, a făcut alt concert. Oh, da, fix, deci, bă, de o viață, dar în aceeași zi, unul la Sala Palatului, Adrian, a fost și ok. Și Temișan? La opera, mi se pare că atunci... Atunci, după care a revenit. Deși și... opera nu are capacitatea Sălii Palatului. Nu are, dar... E foarte bine. Acum Aurelian a punctat și el cu un spectacol în acest an. Asta nu înseamnă că, iată... Nu au rămas prieteni. Aurelian Temișan a venit la eveniment, ceea ce spune mult... foarte multe despre Adrian. Exact. Că putea să nu treacă peste chestia asta și să zică... Dar iată... Prietenia primează. Deși în momentul acela, în cercul de apropiația lui Adrian, au fost multe bombănele așa. Rumoare, rumoare. Fix în ziua aia te-ai nimerit și tu, fratele meu de-o viață. Dar nu vom vorbi despre treaba asta, vom vorbi despre Diana. Bravo, Diana, felicitări, ești o mămică împlinită, o voce absolut superbă. Și că despre copilaș să fie numai de bine. Da? Bun. Da, trecem repede în goana calului Cataclop și peste un eveniment așa, în care Raluca, celebra solistă, a devenit nașă. Raluca. Da, una, deci o nașă, cât de sexy poate să fie o nașă, nu puteți vedea aici, puteți vedea în clipuri. Așadar, Raluca a botezat. E nașică. Este nașică. Dar ea poate... Într-o rochie flu-flu, după cum vedeți chiar și în biserică. La botez se poate accepte chestia asta, să nu fii măritată, însurat,
cașinaș? Cred că se face la copii, cred că nu e neapărat o problemă. Doar în ceea ce înseamnă... Cred că se face o slujbă specială și se poate rezolva din punctul ăsta de vedere. Adică la copii e mai ușor. Ca să fii cuplul alt cuiva, să fie nașii ai cuiva, trebuie să existe să faci o ceremonie. De exemplu, când Oana Zăvoranu și cu domnul Așraf s-au căsătorit, fost Silviu Prigoană și cu doamna lui Mihaela, dar nu cred că exista o hârtie semnată în acel moment. Se face o slujbă, părintele zice... Ca să fie, vezi, Doamne, în fața lui Dumnezeu. Să fie... Dumnezeu să zică, da, mă, bine, stați acolo. Da? Hai, să aprobe. Ați voi, da, gata. Aveți voi. Ați semnat, da? E bine. Hai, pa. Și ar mai fi încă o știre. Da, am văzut-o foarte frumoasă, Raluca, felicitări, e de la Dumnezeu. Să străiască finul, Ralucuța, să străiască finul. Care cred că e fine, că o văd că cheamă Fina. Raluca. Și un ultim comentariu cu tânărul Zara, după care o aștept tânărul pe Andreea Zara, Simona, mersi. Și vom comenta până când vine Andreea, având niște imagini spectaculoase, trimise special pentru noi de către Cătălin Botezatu, Taman de la Paris, unde ce să vezi? La săptămâna modei era în aceeași sală cu Cătălin Botezatu, Mirocea Zara. Eram și o să înregistrez chestia asta pe care tu o spui acum, să-mi fie iertat că sunt cu telefonul. Dar noi avem și canalul emisiuni Prima TV și poți să iei de pe YouTube acolo totul. Da, zici, bine, domnul Cătălin Botezatu ne-a trimis de la Paris, să-l salutăm și pe Cătălin, îl pupăm ca și pe Clara Rotescu, cei care au născut... Cei care au organizat, de fapt, așa, acest moment de... reprezentarea României la cel mai important moment fashion al planetei. Mă refer, desigur, la Paris Fashion Week. Da? Am fost reprezentați și, zic eu, cu mândrie am fost reprezentați de către... Și e deja o tradiție. Absolut. De către Clara Rotescu și a ei casă Miau, de către Cătălin Botezatu și a lui colecție scap acum și nu vreau să fac vreo greșeală. Poate ne spune el material. Să nu mă bată Cătălin. Eu înregistrez acum fix pentru ei, să știți, pentru Clara și pentru Cătălin, că m-au rugat să-l vadă și ei pe Cristian și să vadă momentul ăsta din emisiune pe care domnul Cristian Cătălin îl face acum pentru ei. De zile ai fost la mine la emisiune și ți-ai prins foarte bine. Eu zic să mai vii o dată în direct. Pe Clara o pupăm, o iubim, știe foarte bine. Nu ne... Și pot să o aștept și pe Clara. Și pe Clara, oricând. Voi dați un semn că suntem aici de atâta vreme. Doamnelor și ne-au reprezentat cu mândrie și extraordinar de frumos. Totul s-a întâmplat la Ritz. Să vină și Andreea Simona, că este alături de noi și comentăm și împreună cu Mircea, cu Andreea Simona și vedem acum chiar și imagine trimise special pentru voi cei de la Prima TV, cei care urmăriți Prima TV, de către Cătălin Botezatu de la Paris. With love! Dragii mei, a sosit și ziua în care, iată, aici la unde de obicei facem prezentări de modă, la Paris, în celebre salonele ale Topulență, Cârlux, suntem la Salon Vendôme, salon în care astăzi se va desfășura prezentarea de modă. Trebuie să știți că fost aceste obiecte de artă, tot ce vedeți este artă, dar apropo de opulență, hai să vă arăt ce n-am arătat niciodată de mâine și poate puțin pe voi. Știu ce hai să vă arăt niște voi speciale cu niște robineți în aur cu pietre prețioase. Astea sunt cele lebede de la Ritz din aur și cu robineți din cristal și safire, robine și safire. V-am arătat așa, trebuie să vă arăt, nu? Și acum să vă arăt ce e mai important. Sala. Celebră sala. La fel. Iată de artă. Ați văd cât de frumos este aici. Aici, mai bine coborâm. Deja se fac repetiții, deja Horia, fotograful nostru oficial, își aranjează sculele. Încă sala nu este amenajată, pentru că mai avem de amenajat, bineînțeles, mai sunt lucruri scaune. Acesta este salonul Vendôme. În spatele acestui salon sunt camerele unde se execută machiajul, coafura, Horia, așa cum vă spuneam. Acolo vorbim manichinele. Colea care ne reprezintă vestile. Nu știu câți ani te cunoști. Mulți ani.
Aici am farmer, imaginea mea, rochia mea, iubesc farmer, uitați-vă. Acesta este noul zen român, Paris Fashion Week, și acum o să vă duc și în backstage. Se muncește, se muncește. Ce să bugăm, doamna Badea, a venit mai târziu, e penalizat. Fetele care mănâncă, mâncați, mâncați, să vă îngreșați. Fabia, top, care este, face parte alături de Laurent Turetă din Top 10 coafurile lumii, haute coafuri francez. Elena, prietena mea, la machiaj. Toia, design, face niște lucruri extraordinare, le veți vedea, nu spunem deocamdată, cu o parte din colecții, colecțiile noastre, ale mele. Așa, și aici, ce să vă arăt, accesorii, bineînțeles că nu lipsesc nici ochelarii, totul ne prezentă cu mine și dacă tot cu părinte cei care lucrez tot timpul, artileria grea, pentru că orice femeie ar fi invidioasă. Noi mulți cazi. Avem și de băieți, pentru că avem și băieți în prezentare data asta, top modele internaționale și bineînțeles și manechine de top. Și uitați-vă ce aici. O să încalz tot rițul. Da, deci cam asta e deocamdată. Așa cum spuneam, am venit Collection. S-a lucrat zi și noapte timp de multe. Tot am lucrat zi și noapte. Sunt peste 150 de outfituri. Foarte frumos, felicitări Cătălin, felicitări Clara. Așadar, ați fost în culisele acestui eveniment organizat la Ritz la Paris. Ați văzut câtă eleganță, câtă rafinament. A fost foarte interesantă această filmare pentru că v-a introdus în culisele unui eveniment de fashion. Ați văzut exact fetele, make-up, hair, unde sunt ținutele, unde se țin toate. Foarte frumos. Domnul care a fost martor zice că a fost bine. Am adus și specialistul nostru roșu ca o primăvară. V-am regăsit. De pe 1 pe 8 martie mai bine ne îmbrăcăm în roșu. Bun găsit, Andrei. Să știi că e coincidență, Cristi. N-am stat să mă gândesc chiar că e perioada cu mărțișorul. S-a întâmplat să fiu îmbrăcată în roșu. Eu pur mai era roșu, dar cu da, aia zic, oricând... m-am mirat și eu cum ar fi. Deci, foarte frumos, felicitări pentru... În ton cu primăvara, mulțumesc. Felicitări pentru Cătălin. Și eu le transmit salutări și toate cele bune acolo. Am fost plecată cu ei de câteva ori și trebuie să cunoaștem că ei fac ceva extraordinar de bun pentru România și pentru faptul că duc acolo brandurile românești. Așa și au făcut show-urile întotdeauna senzaționale. Și într-un context foarte bun. Și pup pe Clara. Unde, pe Clara, da, o pupăm cu toții. Doamna Urma. Președintă, eu n-am exact. Știut până acum că e cât ai președinta Clara. Să trăiți doamna președintă, dar să poate doamna așa. Președintă, da, Clara că... Rotescu. Exact. Eu în continuare filmez băi, pentru Clara, la un moment dat o să trebuie să te opresc, să faci și noi puține emisiune. Toată prezentarea cea pe care, mă rog, sala pe care ați văzut-o, pe care Cătălin a prezentat-o, e în incinta hotelului Ritz și acolo să știți că, mersi. Lasă. Ne-a adus ceva bun, ok. Acolo, în Ritz, au fost adunați la oaltă, că există în paralel și un târg al creatorilor și al designerilor. Acolo au fost, cum să spun, adunați ei mai buni din lume. Bravo. Spuma spumelor. Și printre ei și ai noștri, Clara Rotescu, Cătălin Botezatu, desigur, Oana, cea de la Bitola, sau nu mă greșesc, da? Așa, Bitolia, la Bitolia. Așa. Exact. Deci am fost reprezentați e extraordinar. Și asta datorită lor, Cătălin cu Clara, care organizează impecabil. Eu vă spun, am fost martoră cu ani în urmă acolo și sunt extraordinar de impecabil. Noi am mai urmărit pe ei în lume. Mulțumim foarte mult. Încheiem această transmisie. Mulțumim operatorului Mircea Zeara. Închide că ți-l arunc. Gata, Clara. Ăsta a fost momentul. Te pupăm. Da, gata. Deci, doamnelor și domnilor, acum revenind, înainte să luăm o scurtă pauză de publicitate, evident că acum domnul Zeara va fi implicat în cronica noastră de modă. Prin urmare... Furcoa? Ce? Furcoa? M-am murdărit la gură de multă franceză. Furcoa? Furcoa pa. Asta. Așa, doamnelor și domnilor. Așteptam acest răspuns, furcoa pa. Da, hai să vedem o primă ținută, după care luăm pauza de publicitate și revenim cu Andreea și cu Mirocea. Așa spunea doamna Maria Nicolescu. Mirocea. Așa, deci, Anda Adam și soțul.
A fost un eveniment, un festival ceva, Mircea, nu mai știu, săptămâna trecută, cred că joi, unde au fost invitați câțiva dintre artiștii noștri, printre care și Anda Adam, și mă rog, a avut loc, a fost cam un lunch acolo, kind of. Da. Deci așadar ținutele trebuiau să fie degajate, dar interesante pentru a fi în tematica evenimentului. Nu știu cât se observă de bine în fotografie, însă Anda are aici un trench, da, cu ceva aplicații, franjuri pe buzunar și o pereche de pantaloni evazați. E foarte ok, e pe tematică, nu avem ce să-i reproșăm. Da? Hai cu notele. Porul ia, lasă telefonul okay, și punem mâna cu iară, note, domnul Mircea. Să știi că noi dăm note, Mircea, și da, te așteptăm. Zi, îți place? Da, Anda mi-a plăcut întotdeauna. Și el? Soț. Vine puțină discrepanță între ținutele lor. Să știi că dar... eu am comentat-o pe ea. Tu poți să spui mai mult opinia despre el, Mircea, căci tu ești din partea adică masculină. Văzând-o pe Anda strălucind, văd niște inserții de ștrasuri acolo sau, nu știu, da, poate greșesc, așa? Poate niște lanțuri, da, doar. Sunt ștrasuri și inclusiv ștrasuri pe partea pantalonului așa, acolo. Deci așteptat că el să nu aibă acel tricou și altceva. Așteptam măcar la un sacoaș, la o chestie cât așa, de cât. Așa, te rog frumos. Deci, dar pentru... datorită Andei îi dau... Ia să vedem. S-au potrivit cele două. A, eu nici n-am văzut. Oh. Da, eu i-am dat ei. Da. Așa. Tu pentru Anda, el, că altfel sau... domnul Joseph nu ar fi luat această. Hai cu publicitate și ne întoarcem când va fi din nou, cum ar spune maestrul Andrieș, aspri, dar severi. În continuare cu Andreea Simona și cu Mircea Zara, o să vedem exact cine și cum s-a mai îmbrăcat, a mai povestit, șterge optul ăla, pentru că o să ai de dat alte note. Hai să vedem altă ținută. Apropo, în bucătărie, ce faci, domnul? Tai pâine, o dregem din pâine. Deja vreau avem, să văd. Îl avem aici. Vreau să Georgica, văd ce ai făcut un acolo. Pic, te rog frumos, Georgica. Hai, Georgica. Hai, Georgica. Uite, Georgica, vezi ce avem aici? Ce nebunie, deci nu cred. Ăsta-i puiul nostru franțuzesc. Piept de pui, mozzarella, smântână acră, ceapă roșii, pardei, o nebunie. Nu te mai pun la muncă, Mircea, te pun la muncă. Și acum facem și crostin. C'est très bien. C'est très bien. C'est foarte franțuzescă treaba, da. Mergem mai departe. Taie pâinea, nu te mai uita. Mergem mai departe, stimați spectatori, să evităm ambuteiajul, să vedem pe Amana la același eveniment, la Amna. We Love Music. Exact, Amna, DPS, o fustă cu talie crossbody, așa, doar că eu zic că i-ar fi trebuit o mărime sau să fie ușor mai ajustată pe ea, căci creează acele volume, după cum le vedeți și voi pe șold, mai care nu întotdeauna... Mai pute. Exact, am așa, încercat cu volume, să... mulți nu înțeleg ce înseamnă. Da, da, da. Deci e, trebuie pute... să fie mai, o măsură o, mai puțin, mică. Da, mai da, strâmtă fie... pe șold. Exact, nu, pe șold și că pe e minionă, e mică. E mică, e micuță Amna, da. Da. Dar în rest arată bine. Bravo. Se vede bravo, că fotografia este editată, bineînțeles... tendințele din ziua de astăzi de pe Instagram, da, ne-am obișnuit. Se pare normal. Nu se vede aici, însă are o pereche de stiletto din ce am observat, negri, care sunt ok. Nu e o ținută care să ne dea pe spate, în schimb nu e nici greșită. Așadar, e ceva banal, okay, dar la interesant. La un astfel de eveniment chiar se pretează genul ăsta de ținută. Hai, comentează. Și... din punctul meu de vedere, Amna 10. 10 ore. Îmi place de Amna. Mai cu niște favoritisme aici, că fata e în regulă, dar chiar 10? Amna e frumoasă. Este frumoasă. Are grijă de ea, de aspect. Are. Și dimineața, că duce copilul la școală, că duce la același... Exact. Fata muncitoare. Nu iese întâmplător sau nu iese oricum din casa Amna. Da, e adevărat. Bun. Lucrul ăsta e de apreciat. Deci 8 și 10, domnul Mircea a scăpat găleata cu complimente. Bun. Aici vedem trupa NND. NND, Jesus! Băi, Nicolae, băi! Lipsește Delia, de fapt, din proiect, din poveste. Delia nu mai... Delia e în proiectul ei acum. Se merge mai departe, păi nu? Vezi că NND-ul e de la... Nu. Când eram noi mai mici, hai de vino amândoi să... Așa, era cu Delia. Bun, deci... Bun, avem pe aici cu o pereche de jeans cargo. Nu vedem partea de jos.
căci da, nu erau foarte multe fotografii cargo cu ei doi. Cei cu buzunare. Cei cu buzunare. Și aceea larg. Se cheamă. Exact, cargo, care ne-au nebunit toate fetele. Știi și tu că sunt un must în ziua de astăzi. Dar și nu-mi plac acele buzunare, să mor. Îți taie din orice deci, eleganță. Exact, Mircea. Îi prefer pe ăștia, chiar dacă exact, sunt mai largi, exact, sunt ai dar mei. Dar sunt simpli, știi ce simpli. Spun? Da. Acele buzunare, eu nu știu de ce n-am putut să le și invit. Și taie orice urmă de feminitate asta, și eleganță, știi? Deci. Dar combinați cu piesa corectă în partea de sus, ai acea notă chic, să spunem. Te refer la ea. Eu aici vorbesc acum de ea, Nick, exact cum îl este știm. Este cum îl știm. Nick de 25 de ani ăla. Absolut. Cu șapcă da, pe cap ca și subsemnatul. Da. Nu renunțăm la ele pentru că fac parte din lucrul am nostru. Am înțeles. Deci, nu Nick îi mai dăm notă, noi putem da notă, că tot ele, nu? Pune mâna și dăm notă. Iar întâlzi. Bun, da? Pentru ea, eu o să mențin linia. Eu... Au fost la același eveniment? La același eveniment, da, doar că nu sunt fotografiile de la panou, sunt random și da, atunci... Ia să vedem, șapte doamnelor și domnilor. Pare dată... rău că nu se vede foarte bine că e. Da, mai ești pe partea cealaltă. Pentru, da. Tu ești bun, pentru Nick sau pentru nu, că colega... șapte scrie și pe bluza lui. Asta am văzut. Da, corect. Da. Șapte, seven. Bine, mergem mai departe. Domnul Nick, hai să vedem. Aici vedem, o vedem pe Raluca, nașa noastră de mai devreme. Nașa care tot de la eveniment e, dar e fotografia în stradă. De fapt, aceasta a fost ținută a ei la evenimentul respectiv. Așa. Deci, la fel și ea este degajată. Deci nu zici că e în același eveniment cu Amna. Nu zici. E da, la fel, aceeași jeans. Vezi, Amna a dat cât de cât importanță momentului. Așa este. Da. Prin ținută, cumva e o notă de respect, știi, față de cei care organizează respectivul moment, respectivul eveniment. Eu asta așa consider. Da. În momentul în care vii la voia întâmplării, bă, pun pe mine, mă doare în spate de eveniment mare, scofală, mă trag repede în poze, mă văd jurnaliștii, îmi fac mici povești și am scăpat și de evenimentul ăsta. Mi se pare puțin... așa... O notă de indiferență, da, și într-adevăr... indiferența asta nu... Superficial. Da, exact. Am superficial. Bun. Deci, ceea ce e păcat. E... specialistul să zică... E cum e să spun că era Luca. Ea e o frumoasă și o talentată. E prea degajată. Ușor prea degajată. Da? Make-up-ul, hair-ul e ok. Topul, să zicem, acel jeans care e într-adevăr în vogă, deci ne-au zăpăcit și uite că ne repetăm. Da. Da. Da, merg pe aceeași linie. 8 cu 7 la Andreea, dacă e 8 e nasol tare. Da, nu, au, nu e neapărat nasol. Da, e așa, adică ei și că nu-i place tot 8, a dat? Asta cred, zic, mergem mai departe. Raluca, mergem mai departe. Aici este o fotografie cu Alexia. Am trecut la fotografiile pe care fetele de la noi le-au postat pe rețele de socializare de 1 martie, odată cu venirea primăverii, care mai de care a fost ingenierat genioasă și atunci a venit cu propriul concept. A, Alessia aici e interesantă, da, și nu o vedem des cu concepte, mai ales cu flori. Ea e o tipă cu ținute foarte, foarte fresh, urbane, da, sau din contra foarte elegante, dacă merge la un eveniment red carpet sau... Da? Și e foarte, foarte diafană, feminină, diafană și interesantă. Eu zic că ăsta e cuvântul, nu? Care cumva deci... definește poza asta, diafană. Știu ce cântă ce și Mario Fresh. Din toate florile din lume, eu doar pe tine te-am ales. Corect. Iată. Da. Așa este? Că vorba aceea sunt, nu, deja pereche. Da, 8,5, da, ia să vedem. E foarte interesantă, make-up-ul e foarte și Zara nou. Da, frumos. Și frumos. Fresh. Foarte da, fresh. Bravo, fresh. Alexia. Bravo, Alexia. Da, bravo, bravo. Andreea Antonescu egală cu ea însăși. Pe Andreea, de fiecare dată am senzația că o văd fustițe în scurte, același outfit, exact. Doar că diferă culorile, știi? Acum e cu o rochie, cu un lanț. Nici nu avantajează, nici nu dezavantajează. Eu mi-aș dori la Andreea, cel puțin, să îndrăznească mai mult. Exact. Nu îndrăznește mai mult, nu vrea să iasă dintr-un tipar, nici măcar în ceea ce înseamnă hairstyling-ul. Da, a zis bine hairstyling, da, ca să nu greșesc, bine, să nu fac vreo gafă. Nu, că n-ai tu nevoie, de asta e bine că ai reușit să nimerești, că la hairstyling tu stai foarte bine, adică zero. Da. Vis în paradis, ai nebunit cu capul, da, ce? Da. Deci sunt perfect. Mi-aș dori pe Andreea să o văd mai îndrăzneață. De ce zic asta? Pentru că are un corp
foarte frumos. Da. Mămică fiind... Doi copii? Ea, doi. Unde mai pui? Exact. Își poate permite să îndrăznească mai așa mult. Am înțeles chestia acumulările, vrei să scoți în evidență formele. Nu condamnăm, nu condamnăm. Dar îndrăznește mai mult pe styling, îndrăznește mai mult așa pe creativitate, pe, nu știu, cel care așa o consiliază. Nu iese din nu vrea să iasă din tipare. Plus că își permite să poarte. Își poate permite să... Exact, îi permite corpul, îi permite vârsta tot. Are toate aturile necesare. 7,5, Andreea vrea să transmită un semnal de alarmă. Eu să mai ieșim din funcțiile astea. Neapărat un semnal de alarmă. Eu să mai indulgem, mie foarte dragă, Andreea. Da, și nu este ea, foarte dragă, dar una foarte... e una și alta e alta. O da. Vedem și pe Andreea, mă. Am senzația că este în studio acolo la, mă rog. Mie, Andreea, îmi place foarte mult aici. Postarea e exact de pe 1 martie. Odată cu venirea primăverii s-a dat startul culorilor pastelate. Așa. Și atunci a spus din plin, gata, a venit primăvara, port acest blue ciel, exact, cu sandale nude. Foarte bine a gândit această combinație, că și n-a căzut nici în extrema cealaltă. Nu. Și atunci nu vine sunt, în perfectă... Sunt momente în show-ul TV pe care îl prezintăm, în care mă mai uit, da, de ce nu? Așa. De ce să nu recunosc? Nimeni la început perfect. Mi-a plăcut mai mult, acum s-au mai domolit puțin poveștile și la ei. Dar au fost momente în care Andreea era, nu știu cine o îmbracă acolo, că sigur nu e de capul ei. Probabil că există cineva care s-o... Are om. Era probabil. Are, dai seama că are un om. În care, cum să spun, te uitai și ziceai, Doamne, nu, orice, dar nu așa. Dar tocmai de aceea spun, Mircea, că ea a nimerit-o de această dată, dat fiind faptul că e cu această tematică. Da. Welcome spring, flowers and so. Și atunci a optat pentru o culoare care o prinde foarte bine. Rochia e interesantă, bine, e o rochie lucrată. Gata, notele, okay. 9 cu 9. Hai să vedem, mai avem? Da. Ia să vedem dacă mai avem. Sincron. Și Lori, Lori, față de ce am văzut noi în anii trecuți. Lori de 1 martie, ca să o denumim așa. Dar de ce a fost așa pe negru? Probabil că ea aici și-a dorit să obțină o fotografie inopinantă, plimbare în parc, se vede clar că instantaneu. E... Exact. Da, mă rog, nu chiar instantaneu, pentru că poziția e studiată drept ca... Un nu... instantaneu gândit. Mircea. Exact. Așa. Încălțările sunt interesante pentru plimbarea în parc, bineînțeles că pe tocuri e foarte greu să mergi, da? În formă a fost de când o știm. E în formă. Da, în sensul în care este în formă. Dar îmi plac și buzele, nu știu ce și-a făcut o îmbunătățire, dar această îmbunătățire... Știi că urmează același tratament ca și Madonna, pe baza acelor hormoni de creștere. La Londra se duce și ea și face același tratament. Uite cine ne spune. Adică secretele. A renunțat la ideea de bisturiu, de a se tăia, de a se botoxa, sau, nici măcar n-a fost ea adepta poveștilor de genul, dar a preferat varianta asta de tratament pe care, repet, Madonna îl... Vreau să se oprească la oameni dacă Madonna n-a ajuns bine. Ideea, draga de ea, adică... Mă rog, a noastră e moldoveancă, hai pe să Loredana înțelegem. Loredana o iubim, dar Madonna, draga de ea, de la o anumită, vârstă... Mă, în Onești acolo s-au născut niște doamne. E adevărat. Și au... De la Nadia Comăneci-Tine. Exact, au acolo o sămânță de carne bună în ele. Da, și... deci e carne bună în Onești. Să știi. Uită-te la ea, uită-te la Nadia, uită-te la Regina R&B, uită-te la și Cristina, bravo. Cristina, hai, tot din Onești. Hai cu nota, din bravo, Lori, întotdeauna 10 și 1,5. 10 pentru că e unica divă a României. Da, mă, și prietena ta, forever, e adevărat. Bine ai denumit-o. Și se menține. Deci ce face, ce nu face, Loredana cu sau fără intervenții. Ceva cu totul aparte, și în muzică, și în orice. Și nu e exagerat, asta e ideea, că n-a căsă în extrema cealaltă. Exact. A exagerat ea puțin la începuturi, ții minte? Cu povestea, cu... Cu sexualitate, cu multă goliciune. Acum vreo 2-3 ani punea multe branduri pe ea la kilogram, așa? Acum este foarte... Hai să vedem aici, doamnelor și domnilor, Andreea Bălan, nu știm exact pe ce meridian, că este alături de iubitul ei Victor Cornea, pe unde? Nu te aștepți, era la Rio de Janeiro. Acum văd că este cu aceste lalele de 1 martie, ia zi. Bineînțeles, fotografia ușor clișea, adică flori între flori, cu florile în mână. Prea mult floral. Prea mult floral. Am fost de la florerie, așa. Nu și aveau rostul, dacă mă întrebi în fotografia aia, dar nu despre palmier vorbim. Parte din decor, doar că fără ei, într-adevăr. Adică pe un fond alb, ea, așa cum e. Nu, zic, pe un fond alb, dacă era toată fotografia cu acel buchețel pe genunchi, rochie roșie, suficient,
că de flori nu duce în lipsă. Bine. Un pic cam simpluță. Ea ori e cu pietre sau își pune pe ea toate pietrele din oraș, așa? Ori e prea simplă. Da. Și aici e cumva cumințică, așa, să e zicem. E cumințică, da. Altfel. Este, este. Ia să vedem, 7,5 cu 8. Hai, mai avem o ținută și gata, da? Ia hai uite să vedem. Ia să... Cine? A venit frigul! Aolea, e grebenișan. Unde este? Nu, nu, e grebenișan și e undeva în Iceland, Cristi. Iceland. Doamne, Islanda, doamne, Islanda a fost. De deci Islanda numai aici a fost, bă, băiatule, fii atent ce frigărea e acolo. Munți de zăpadă. Puh, bate-te să te bat. Pinguin care face autostop în spate. Ăla-mi seamănă la vulcan. Pinguinul e la foc. Vulcanaș. E, da, da. Este chiar Carmen Grădinișan. Spectaculos. Deci cum trebuie să te îmbraci când e frig al naibii? Când e 1 martie și ești într-un loc ca acesta. Da, e clar. În Islanda, nu? În Islanda, da. Corect. Și deci n-ai cum decât să fii cu toate cele pe tine, căci le-ai pus pe toate, da. E un fel de Victoria Lipan. Exact. Sau Fefeleaga și alte povestiri. Victoria Lipan, eu așa o văd. Așa, Victoria Lipan, da. Victoria Lipan. Gheorghița de Baltagu. Baltagu. Kind of. Ca să se înțeleagă exact de unde vine, da, acest nume de Victoria Lipan, că poate nu, da, mulți au citit la viața lor sau au studiat. Nu e rău, Doamne ferește, dar nu, bă, frig, nu distingi, nimic, nu distingi foarte bine, nimic, da, din ceea ce este pe ea, din acele cojoace, Baba Iaga, știi cum sunt, da, 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 cum e acea babă... Eu știi cum aș denumi Mircea? Mm. Street style de Islanda, da? Street cam, style. Cam așa ar trebui Islanda, să... Asta s-ar putea să fie o goliciune nepermisă la frigul ăla, pe cuvântul meu, da, așa ceva. Exact. Hai cu notele că le cin aici. E simpatică ea, ea și e dragă, da, de ea îmbrăcată, că ce altfel... 7 și aici ia să vedem. Și o Andrei, să-i dau un 8,5, căci ai fost indulgentă. Da, foarte, da, frumos. Dumneavoastră retrogradați la bucătărie. A, gata, mă trimis la munca de jos. La bucătărie. I want to break free, să dai frumos acolo cu aspiratorul. Da, să vedem, să-l mai ajuți pe... Să mai dau cu sala, zic. Ai interziat și trebuie să fii pus la motivat, locul, adică să fiu înțeles ca... Da. Și când nimic n-a fost voit, să înțelegeți. Am înțeles. Îi mulțumim, Andrei. Și eu vă mulțumesc. Ocupa. Superbă, de altfel, Andreea, felicitări, un 10 mulțumesc din partea mea. Mulțumesc, vai Mircea, și tu ai 10 cu plus astăzi. Fetelor, n-ai văzut că m-a făcut boschetarcică, de ce scrie boschete pe mine? Adică. Oh, nu, e nu. Dacă te întrebam dacă ești de neamul lui Boschet, trebuia să fii dublu. E foarte trendy, Mircea, astăzi. Da, și da, cool, și domnilor. Da, de sus până jos, că 10 să plus. Că să nu sipem, cum ar spune un guru. Hai! Terminați cu aceste mă scuzați, cu aceste complimenturi, cum ar zice cineva, da, de la noi din cartier. Antonio Pican, câteva declarații picante. Am înțeles că ne spui multe secrete, că e de bine acum, nu? E de bine, da, haideți. Deci, luna femeii, ce pregătești tu în această luna femeii? Câte cadouri dai? Cui? Cum? Pregătesc niște cadouri inedite și foarte frumoase pentru femeie foarte special din viața mea, pentru mama mea. Doar pentru mama ta? Doar pentru mama mea. E cea mai frumoasă și cea mai tare femeie din lume. Uite, lansezi o piesă. Ia spune-mi aici puțin despre piesa nouă, te rog. Ce, e o piesă foarte, foarte mișto pe care am compus-o acum un an de zile, pentru că am foarte, foarte multe piese la server pe care nu am reușit să le scot. Și abia de anul acesta reușim să scoatem. E prima piesă de anul acesta, e o piesă foarte, foarte dragă mie, pentru că înglobează mai multe stiluri, mai multe genuri muzicale și mă ajută pe mine să îmi arăt capacitatea asta cameleonică pe partea muzicală. Și da, nu e despre cineva anume, nu m-am inspirat din viața reală neapărat. Dar da, câteodată mă mai inspir și din trăirile mele și din trăirile altora și e, mă ajută, mă ajută foarte, foarte mult, dar nu e ceva specific, adică nu mi s-a întâmplat cu o fată, ca să zic, că știu că toată lumea crede chestia asta. Nu, s-au întâmplat mai multe lucruri, s-au întâmplat anumiti prieteni, lucrurile astea și da, mă ajută să scriu. Da. E bine să fii liber așa, să faci toate plăcerile, adică să nu ai angajamente, înțelegi tu ce vreau să spun? Da, e bine să fii liber, dar e bine să, în momentul în care ai o persoană lângă tine, să te lasă să fii liber și să nu te simți așa ca și într-o colivie. Da, 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 în corsetat. Da. Adică asta ți-ai dorit de la viitoarea ta parteneră de viață, să fiți așa mai liberi, adică da, să... Nu-mi doresc o relație deschisă, adică fiecare cu aia, hau, mau. Dar
da, îmi doresc să fim liberi, să ne oferim libertatea asta, să ne oferim chestia asta, pentru că mi se pare un lucru matur. Și să nu, dacă nu știu, adică nu, o văd pe ea în brațele unui bărbat, așa, că se mă să am gelozii din alea nebune și adolescentii. Da, ce mai genul ăsta. Dar ești pregătit pentru o relație serioasă? Eu am fost și sunt pregătit mereu. La anul voi fi și mai pregătit, peste 2 ani și mai pregătit. Depinde, în momentul în care va veni, va veni. Și voi fi așa cum sunt eu. Mă voi maturiza odată cu ea, probabil, și mai mult de atât, pentru că noi oamenii nu ajungem la un nivel de maturitate niciodată, mereu, mereu, în fiecare an, până și dumneavoastră, cred, în fiecare an evoluăm și mai mult, și mai mult, și mai mult și învățăm lucruri noi. Și dacă plăcerea ei va fi să stea alături de mine și să creștem împreună, cu mare drag. Dacă nu și ea se așteaptă să primească totul dintr-o dată, la capitolul ăsta nu merge chiar așa cu mine. Gata ca să nu... Da, e gata. Deci ai fost sincer, să înțeleg. E gata, mai am de băgat în ea vreo 200.000. Doar atât? Adică doar atât? Cu piscină, cu nebunii din casă? Să dacă nu bagă unii 200.000 într-o casă, să o facă, da, gata. Măi, nu eu laudă, nu eu laudă suma de bani. Eu laudă... La jumătate de milion, 400 de mii de euro. Peste jumătate de milion, dar... Nu, asta e treaba neapărat. Deci, treaba nu costă cât costă casa, ci proiectul care este inedit. Deci, nu vreau să mă laud, dar o casă ca aceasta nu mai există. Și nu mă laud în sensul care nu am creat-o eu. Au creat-o designerii cu care colaborez. În momentul în care va fi gata, vă aștept la eveniment. O să fie un eveniment puternic rău de tot, dar... Singurul lucru e că camerele au voie doar până la ora 9-10 maxim. După aia este interzis camerelor pentru că se vor întâmpla niște lucruri. Niște lucruri pe care abia le aștept. Pentru ce ești tu recunoscător sau pentru ce îi ești recunoscător mamei tale? Sunt recunoscător mamei mele, în primul rând, că m-a născut. Sunt recunoscător mamei mele că m-a educat în felul acesta. Sunt recunoscător mamei mele că... Efectiv, a rupt o mare, mare bucată din ea pentru a-mi oferi mie ce am acum. Și tatălui meu la fel. Sunt foarte multe lucruri pentru care aș vrea să-i mulțumesc mamei mele, dar nu cred că aveți pe destul de memorie pe card. Dar, da, părinții mei sunt niște oameni minunați, cum rar sau deloc mai întâlnești. Și le doresc tuturor copiilor să aibă niște părinți așa cum am eu. Dacă nu... să-i educem în felul ăsta, pentru că să știi că un copil prin realizările pe care le face reușește să se educe părinții. De ce? Pentru că părinții pot fi sceptici la un moment dat pentru lucrurile pe care le faci tu și după încep să-și dea seama că, bă, uite, copilul meu chiar face chestia asta și chiar îi merge și chiar reușește, știi? De asta spun că dacă părinții voștri nu vă susțin copiii și au scepticismul ăsta, care e absolut normal, adică nu e neapărat un părinte rău că nu te susține, trebuie voi să arătați că puteți. Și atunci lucrurile se vor schimba și sunt sigur că veți primi toată motivația și tot sprijinul de care aveți nevoie. De la petrecerea Willow Music Festival, la aceea ediție, tu ai cântat... Da, am cântat anul trecut și a fost foarte, 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 foarte mișto, un vibe super tare, în aer liber, foarte frumos, un vibe aparte, aș putea spune, nu știu, e vintage-ul ăla, e nebunia aia așa de care e nevoie, sincer, chiar dacă eu sunt născut în anul 2002, am stat mereu lângă persoane mai mari decât mine și pot să simt și eu starea asta de nostalgie, chiar dacă sunt născut mai aproape. Marius Saizu despre Ucraina la 2 ani de la debutul războiului. Care este motoul care îl ghidează pe jurnalist în deplasări? Vom afla imediat la Exclusiv VIP. Că tu iti mă,
Fă, părinte, ce poți face, șalalaila, dar să mă lepă de păcate. Fă, părinte, ce poți face, șalalaila, dar să mă lepă de păcate. La popa l-a spovedit, mă, i-a spus că am păcătuit. Lumea rea și dușmănoasă zice că sunt păcătoasă, că am făcut multe păcate, șalalaila, și noi plătim până la moarte. Am făcut multe păcate, șalalaila, și noi plătim până la moarte. Lumea rea și dușmănoasă zice că sunt păcătoasă. I-am făcut cu voia mea, măi, are cine mă judeca, măi, omul cu inimă rea, șalalaila, poartă grija altuia, mă. Omul cu inimă rea, șalalaila, poartă grija altuia, mă. I-am făcut cu voia mea, mă, are ce mă judeca. I-am iubit ce mi-a plăcut, mă, făcut, măi, și sunt tare fericită, șalalaila, că-am iubit și sunt iubită. Și sunt tare fericită, șalalaila, că-am iubit și sunt iubită. De-am iubit ce mi-a plăcut, mă, rău la nimeni n-am făcut. Și sunt tare fericită, că-am iubit și sunt iubită. Doamnelor și domnilor, doamna Saveta Bogdan, o mărturisire la popa, l-a spovedit, a fost și le-a cam zis, deci ați iubit și sunteți iubit, adică vă rugăm să dezvoltați. Păi am iubit și sunt iubit, adică publicul mă iubește. Publicul, am înțeles. Publicul mă iubește foarte mult. Dar cine e lumea invidioasă și... care a zis că sunteți păcătoasă, că eu tot n-am înțeles. Sunt. Păi așa e invidia. Dumneavoastră păcătoasă? Eu nu sunt păcătoasă, că sunt foarte credincioasă, dar lumea știți cum e. Poezie, poezie, rima mea e de cărție, doamnelor și domnilor, doamna Saveta Bogdan, cu acest ilic care este practic o reclamă implicită la festivalul Saveta Bogdan, stimați telespectatori. Da, care l-am pe 25 mai, mi-l face. Și ce faceți, doamna Saveta? Silvana Riciu și Nicușor Ioniță, iubesc pe amândoi și, și țin la ei, că ei sunt colegi buni, adevărat. Cu participarea Savetei Bogdan și cine mai vine? Și vin toți care să înscriu, să înscriu toți. O să fie și concurs? O să fie, da, concurs, care, fiți, care câștigă premiul întâi, care doamna Saveta, nu iertați, păi, pe da, nimeni, comisie. Da? Foarte frumos. Și mai am mâine un spectacol la Palatul Culturii de la Buftea cu Daniela Mândroc, o iubesc și pe Daniela. Mâine e spectacol de la ora 18, este 8 ani de aniversar, spectacolul aniversar. Doamnelor și domnilor, doamna Saveta imediat o să fie trecută la bucătărie. Doamne, avem niște somon afumat cu avocado la dumneavoastră în localitate acolo. Se mânca la ordinea zilei, ca să zic așa, nu? Păi care se... icre negre, care... Da. Nu, păi să știți că săptămâna trecută, știți că acum sâmbătă, e sâmbăta morții de iarnă și am există făcut... și moarte de iarnă? Nu facem pomana de iarnă, știți cum se face? Păi, doamne, și am făcut 9 martie, a... Nu se dă mucenici cu pahare, cu... Nu? Păi este și asta. Și am făcut, să uităm, da. Am făcut parastas și eu pentru frații mei, pentru părinții mei, pentru cele două soacre, doamne, care nu m-a iubit niciuna, dar ne-am iubit. Nu se face parastas cu somon fumeș și asta mă enervează din calea afară. Doamna Saveta, vă rog frumos, merge la bucătărie. Doamna Saveta, uite, v-au pregătit băieții ăștia. E, n-au iubit o soacră. Le-au iubit o soacră. Da, Saveta, bine ați venit. Ia uite că se vin cu icre roșii, dar uitați-vă, doamna, nu, doamna Saveta, treceți acolo. Da, eu am un invitat special, treceți acolo ca să gustați. Da, domnul Zara, dumneavoastră, ați rașchetat? Eu sau? Totul perfect. Știu că am un prieten, Alin Nicolăină, care moare de oftică. Îl salutăm pe Alin, cu drag. Oftică de oftică, moare. Atunci, că nu e aici. Pentru el zi așa, poftă bună Mircea Zarea, Zara pentru Alin Nicolăină. Deci. Și de asemenea, știi ce vreau să mai zic? Un lucru, băiatul cu camera, domnul operator. Vreau ca florile astea toate să le ofer tuturor doamnelor și domnișoarelor din viața mea, pe care n-am apucat să le felicit cu ocazia zilei de 1 martie. Pentru voi, doamne.
doamnelor. Dochița, te iubesc. Dar de iubit, ai putut să le iubești? Le-ai iubit? Le-ai iubit pe toate? Pe toate. Așa, bravo. Așa. Și ele pe el. Asta zic. Pentru ele toate aceste flori superbe. Doamnelor și domnilor, cum să vă spun? Atâta patetism să-ți vine să plângi. Doamna Saveta, gustați, dați-le note, să fiți foarte intransigentă. Până atunci, știu că el face totul bine. Deci, vă rog să gustați și revin la voi, pentru că acum, doamnelor și domnilor, se află alături de noi omul nostru din prima linie, ca să zic așa. E vorba despre Marius Saizu, Nichi, colegul nostru, pe care îl vedeți nu numai la pupitru focusului atunci când se cuvine, ci mai ales din tratele de război, din locurile cele mai fierbinți ale continentului și nu numai, acolo unde Marius Saizu se duce cu profesionalism și cu foarte multă dorință de a... Și cu cameraman după el. Și cu cameraman. Îți felicit pe Nichi Saizu pentru că a primit o distinție din partea Consiliului Național Audiovizualului. Da, bună ziua, mulțumesc mult de invitație. M-au sunat cei de la CNA acum ceva timp, am și speriat inițial, am zis că e vreo amendă, dar n-a fost amendă, din contră a fost o premiere. Au vrut să-i premieze și le-a și reușit până la urmă pe toți jurnaliștii, indiferent că vorbim de cameraman, că vorbim de șofer, toți oamenii din presă care au fost în războiul acesta din Ucraina și nu numai în ultimii 2 ani. Cumva o apreciere a lor pentru faptul că am avut curaj să mergem acolo. Da, nu, acestea sunt luate de pe net, e vorba de vreun atac, da, este fix un filmuleț de la un atac asupra orașului Avdivka, da. De acum vreo 3 săptămâni, aproape o lună. Bun. De zile, ceea ce vedeți în imaginile Atenție acestea. Atenție mare, am vorbit de CNA, uite, îl avem și pe Nichi aici, da, uite, vedem, aici, ce se la Kiev acum 2 săptămâni, acum aproape 2 săptămâni. Dar era frig, strângea tare. Foarte frig, foarte, mă rog, foarte. Bătea vântul foarte tare, iar Nicolae Anghel, cameramanul cu care am fost în foarte multe deplasări în foarte frumos, îi vedem și 25 februarie 2024, domnul Zelenski în aici sală. Aici la conferință, și... da, la conferință la Zelenski, chiar pe 25. Uite-l pe al nostru punând întrebarea. Am reușit să-i pun și întrebarea, da, președintele lui Zelenski. Mulțumit de răspuns. Parțial. A fost cumva diplomat, nu a recunoscut, probabil că nici nu se întâmplă asta. L-am întrebat legat de situația Transnistriei și despre faptul că Ucraina ar da o mână de ajutor din punct de vedere militar Moldovei dacă Transnistria ar cere alipirea la Federația Rusă. Iar el a răspuns diplomat că Ucraina în momentul ăsta este în război cu Rusia. Într-un război totul este posibil, dar din ceea ce știu eu, nu va cere Transnistria alipirea la Federația Rusă. N-a făcut. Săptămâna trecută a fost un moment exact, de... Exact. N-au cerut pe față pensiune. Alipirea la Federația Rusă. În schimb, au cerut ajutor Federației Ruse pentru că sunt presiuni prea mari din partea Moldovei. Prin presiuni... Acolo spun, fiind și armata 14. Parte din ea, problema cea mare de fapt în Transnistria, în aprecierea tuturor... oamenilor de arme, să zic așa, este acel depozit de la Cobasna. Exact. Este un depozit care are armament în el, nu se știe cât de mult, nu se știe în ce măsură, mai este bun și explozibil foarte dar mult. Dar dacă pentru explodează, că... e jale. Da, pentru că este cel mai mare depozit al rușilor, din câte știu, din afara Federației Ruse și este de vreo 40 de ani. Ca să fac o glumă proastă, este un depozit bombă. Da. Pe de altă parte, însă, doamnelor și domnilor, ca să-l felicităm pe Nichi Saizu, trebuie să vedem și imaginile de la CNA. Am fost în acea seară la fața locului, împreună cu colegul operator, îi vom vedea în momentul de laudațiu pe care, evident, îl merită colegii noștri care își riscă viața pentru ca noi să avem știrile cele mai bune. În Ucraina, în ultimii 2 ani, așa cum le-am spus și colegilor când eram pe scenă, am fost mai des decât în concediu. Pe Nicolae Anghel am avut alături și mulțumesc că a stat lângă mine și că a îndurat așa cumva faptul că pleacă într-o deplasare de minim 7 zile până la 10-11 cu Saizul lângă. Da, nu e vorba de îndurat, e vorba că ne înțelegem perfect și n-aș pleca cu altcineva, nu acum că e lângă mine aici și zic așa doar, dar chiar știi ne înțelegem. Știi că dau la coaste dacă zici altceva. Și în momentele acelea, care nu sunt tocmai ușoare, în 8-9 zile cât stăm acolo, mai avem și câteva incursiuni, să spunem așa, cât mai aproape de linia frontului, care, da, te macine puțin de asta, dar pentru mine ceea ce n-am putut să spun în sală. Doar atât spun, fetița mea de 5 ani de zile când mă sună și îmi spune când vii acasă, pentru mine este cel mai important lucru, adică mintea mea este acolo totdeauna. Trebuie să fim safe, să ne protejăm, să transmitem informația cât se poate de curat și de bine și să ne întoarcem sănătoși acasă. Cam asta este
nu știu, chintesența acestei deplasări, acestor deplasări, că am fost în mai multe locuri și în Ucraina cu el de vreo 5-6 ori. Iar legat de CNA, le mulțumim că s-au gândit la noi de data aceasta și din punctul acesta de vedere. Cred că a fost prima dată când nu mi-a fost teamă că mă sună CNA-ul. Înainte mă gândeam dacă mă sună CNA-ul, înseamnă că am dat vreo știre cine știe cum pe post, am scăpat vreun blur, nu l-am pus, n-am pus vreo avertizare emoțională, dar le mulțumim că se gândește și la jurnaliștii care merg în zone de război, pentru că nu este atât de ușor pe cum pare la televizor. Da, de fiecare dată ne asumăm un risc, dar de fiecare dată, așa cum le-am spus-o și lor, căutăm să nu fim noi știrea. Noi să facem știri, să nu ne transformăm noi în știri. Și mulțumim lui Dumnezeu, ne-a ieșit până în momentul acesta și sper să ne iasă până la capăt. Adică când ne ține puterile, să ne putem face meseria așa cum trebuie, indiferent că vorbim de Ucraina, de Afganistan, de Israel sau de o conferință de presă în centrul Bucureștiului, până la urmă că meseria aceasta pleacă de undeva de jos și ajunge în cele din urmă să te bucuri efectiv de fiecare deplasare, indiferent de zona în care mergi, chiar dacă astăzi suntem la jurnaliști de război. În sală s-a ținut un moment de reculegere pentru colegii care au pierit. Voi ați avut colegi care au pierit din Israel, din Ucraina? Am plecat anul trecut de Paște, dacă nu mă înșel, cu un american, da, un român, care a trăit în America de mic copil, de la 10 ani în America, a venit să ajute cu ce putea, nu știu, cu supply, cu alimente, ducea cu ajutoare din Kiev în Bahmut. Ne-am întâlnit cu el în Kiev și am plecat împreună spre Bahmut, cât mai aproape, în fine, am avut o grămadă de peripeții, un accident de mașină, am ajuns acolo cu greu, acolo pe linia frontului, nu mai avea. După o perioadă ne-am întors cu toții acasă, după o perioadă de câteva luni am auzit că a murit. Și eu pentru asta aș putea să spun într-adevăr, Dumnezeu să-l odihnească pe Dan, că el n-a încercat decât să ajute lumea și uite că se întâmplă și asta. Și normal că ne gândim de fiecare dată. Și ați văzut ce listă a fost acolo, noi am 150. Venit în Israel și am fost foarte aproape de fâșia Gaza și putem spune că ne gândim și la asta și normal, e un risc pe care ne asumăm, dar v-am spus, trebuie să fim totdeauna atenți pe cât posibil. Foarte frumos, doamnelor și domnilor. Felicitări, Marius Aizu, felicitări și colegului operator, Angel, da? Nicolae Angel, da. Nicolae Angel. Acum însă, aș vrea să vă întreb, doamna Saveta, dumneavoastră ați avea curaj să mergeți în prima linie a frontului ca să povestiți oamenilor ce vedeți acolo? Ce să povestesc? Să fiți reporter de război, ați avea curaj. Ca să mă duc la război, dacă m-aș duce la război, le-aș cânta. Doamne, ar fi o soluție. S-ar putea să fie un fel de Marilyn Monroe care venea către soldați, da? Dar la război nu mă pricep să trag cu pușca, cu pistol, nu știu. Domnule, trebuie să trageți cu microfonul, că trebuie cu să microfonul, relatați microfonul, da, poți să cânt. Hai mai pe burtă, că mai dă cineva o bombă. Poate îl înduplecă pe Putin, până la urmă să renunță la război. Cred că doamna Saveta e cheia acestui război. Eu zic că da. Ai merge la război? Eu zic că da. Tu ai merge la război? Da. Dacă ar fi pentru țara mea, da. Da, m-aș duce și eu și aș ajuta bolnavii. Am văzut de curând că există această poveste legată de... Nu are microfonul, deja e conferință de presă. Legată de obligativitatea reintroducerii serviciului militar. Nu e obligatoriu să fie obligatorie. Nu trebuie să mai fie ca înainte. Nu, dar ideea de a avea în sânge și noi ceea ce, iată, au dovedit ucrainienii că au avut... De admirat. Pentru a-și apăra țara. Exact. Da. Să avem și noi același simțământ, aceeași pornire de patriotism. Apartenență, așa, să simți. Apartenență, exact. Identitate și grijă față de România. Valorilor, nu? Ideea e că trebuie să avem chestia asta în sânge. Când, bravo! Nu știam ce patriot Zacentine, ceea ce e foarte frumos. Da. Vorbim și despre... poate îl invităm pe domnul Saizu, că el a fost la Glanțe, poate îi dăm și ceva de mâncare, ca să fim și noi niște gazde foarte bune. Să bag la borsetă, ca să am pentru deplasarea la borsetă, următoare. Exact. La dosar. Foarte fericitări încă o dată. Mulțumesc mult de tot. Sper să ne țină Dumnezeu sănătoși, să mai putem merge să relatăm. Sunt convins că... În următoarea perioadă mai vrei să mergi undeva? Acum nu. Acum, sincer, aș fi fost tentat să-mi iau viză de Rusia. Pentru că urmează alegere acolo peste 2 săptămâni, doar că presupune, din punctul meu de vedere la momentul acesta, niște riscuri mai mari decât sunt acum în Ucraina. E neprevăzutul mult prea mare și cred că ne mai gândim, cred că relatăm despre Rusia de aici. Ar fi foarte tare să ajungi acolo, dar într-adevăr colegul nostru avea o observație foarte corectă, aia când o să vadă atâtea intrări în Ucraina o să s-ar putea zică... să am parte de un debriefing prima dată, exact. Mai lung și avea și când se întoarce e membru al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, ceea ce nu e chiar cel mai bun lucru pe lumea asta.
cum întâmpină ai tăi orice anunț? Hai că mă mai duc până la Bahmut, până acolo. A fost greu la început. Tata a murit, Dumnezeu să-l ierte. Mama, în schimb, de fiecare dată, mamei când îi spun, are așa o tresărire. Mama, ai grijă. Și îmi zic, da, mama, am grijă. A fost în primele dăți, acum 10-20 de ani, când am plecat prima dată într-o deplasare din aceasta, a fost mai greu. A înțeles până la urmă că asta mi este meseria și că absolut niciodată nu aș risca mai mult decât este cazul. Adică nu merg nici în nicio astfel de deplasare, nici eu, nici cameramanul Nicolae Angel, nu mergem pentru glorie, mergem pentru a ne face meseria. Nu mergem așa cum le spun tuturor, indiferent că sunt de o seamă cu mine, mai mari ca mine sau mai mici decât mine, jurnaliști. Nu vreau să mă transform eu în vreo știre vreodată. Să fac eu știri despre alții este ideal, să nu facă alții știre despre mine, să nu facă alții știre a la un pușcat pe Saizu. Nu, ferească Dumnezeu. Niciodată. Și atunci este o doză din asta de nebunie pe care ți-o asum, dar o și controlezi în același timp. Și de nebunie cu ghilimele de rigoare, nu se înțelege altceva, am controlele la zi, sunt ok. Nu, nebunie creatoare. Că da, foarte adică, multe meserii, dacă n-ai o... Trebuie să... O doză de risc. Exact. Dacă nu ai pe aia, atunci stai și te uiți la televizor și comentezi din spatele ecranului de la telefon, zici, mamă, ce a făcut ăla sau ce nu a făcut ăla acolo. Dar pentru o deplasare din asta, da, trebuie cumva altceva, pe care eu mulțumesc lui Dumnezeu, cred că l-am dacă am fost de atâtea ori și m-am și întors întreg de fiecare dată. Ai învățat drumul, domnilor și domnilor, decât să ne înarmăm mai bine un meniu bun să mâncăm, înainte să fie devorat de către invitații mei, te rog frumos, prezintă acest aperitiv, că după aceea vreau să-i tratez, da? Aici avem crostini cu cremă de avocado, un somon afumat și ridichie și niște roșii concase. Și în cuptor? În cuptor avem, desigur, pui un până la cuptor mai vorbim, ne mai prietenim. O secundă că... Doamna Saveta, pozitiv? Mâncăm? Pozitiv, da, mâncăm? Bun. 10. Da? 10, 20 cu bine, plus. Doamna Saveta a zis că în America și că avocadul era mai bun. Și cam așa arată și... Doamna Saveta, avocadul pământ românesc. Eu la altceva m-am referit. Am zis că eu în America mâncam foarte mult avocado. Și era foarte bun. Și ăsta e foarte bun. Așa este. Dar dacă mă duc la alimentare, nu mai găsesc așa de bun. Nici avocado, numai aici a fost doamna, asta ne-am lămurit. Da. În vid, le tragi în vid, le pui cumva în vid, că dacă mi le tragi și mie în vid, două sandvișuri, le pun la rece să le am pentru următoarea deplasare. Se poate, vin, gin, pălincă, pavel. În vid, mă, nu în vin. În vid. În vid. În vid, într-o punguță. Sursul nu-l aude. Da, le-ar cam potrivit. De să duce oamenii ăștia iar pe front. Le tragem în vin un pic, le trage, să nu le tragem noi în vin, doamnelor și domnilor, după pauză. Bine, luat o conservă. Da, revenim cu Marius Saizu și revenim și cu doamna Saveta și cu domnul Zara să vedem exact ce mai mâncăm, ce mai povestim, ce mâncăm, ce beți, cum s-ar spune. Ne întoarcem imediat. Am făcut un schimb de men de rețete cu doamna Saveta Bogdan, care ne-a povestit cum se fac pături cu brânză la ea în zonă, la St. George Bay, acolo. Un transport de pături și pentru colegul Marius Saizu, care a zis că și-ar dori și el să se învelească un pic, evident, caloric cu toate lucrurile astea, deși... Apropo... A picat microfonul invitatului, vă rog frumos, în bucătărie, vă rog frumos, sacrificați puiulă sau vă uitați la el ca la... Ia-ți lua microfonul, doamnei Saveta, să vă fie rușine, să nu se mai repete, aduceți al microfon, da? Bun, deci, explică ce se întâmplă cu puiul ăla ca să mănânce toată lumea, după care mă mai întorc la Marius. Puiul, după ce zic eu că termina discuția, ar fi ideal să-l gustăm, să-l degustăm. Dacă mai, puiuțul dacă acesta, Cristi, conține piept de pui, cașcaval, roșii, ceapă, oregano, usturoi, niște ouă și în momentul de față vom intra în el să vedem despre ce-i vorba. Adică cum intri în pui. Păi eu așa zic, nu? Da. Nu-l tragem și pe ăsta în vin sau îl tragem în vodcă pe ăsta? Tragem în ce om apucat, mai să-l tragem. Da. Tempo. Bine, e în regulă. Arată Daniele foarte bine. O să avem doi degustători acolo și cu Marius Saizu, dacă se cuvine. Acolo... Am mai povestit mai devreme și am vorbit în zona de Facebook, ca să zic așa, o să vă arăt imediat, de momentul în care Marius Saizu s-a aflat în vecinătatea morții, în sensul în care un om a băgat un glonț pe țeavă și putea să fie al lui. Au trecut niște ani de atunci. 2014, 10 ani. Sunt momente, nu trebuie să dramatizăm, nu trebuie să ne acoperim cumva de momente de genul ăsta. Nu dramatizez, dar a fost. Dar sunt și momente de acest fel.
Pentru că atunci când mergi într-o zonă ca aceasta, există un risc. Și în Israel, când am fost acum, anul trecut în octombrie, când a început războiul între cele două. Și acolo erau momente. Indiferent cât de bine făcea față scutul Iron Dome al Israelului, putea să cadă o rachetă sau o rămășiță dintr-o rachetă sau dintr-o dronă trimisă de către Hamas. Sunt riscuri pe care ți le asumi atunci când ajungi într-o zonă ca asta. Atunci eram la Slaviansk, la intrare în Slaviansk, depășisem comandanski ceas, ziceau ei, până la ora 8 seara aveai voie să mergi pe stradă, după care nu mai aveai voie să mergi pe stradă cu mașina. Și noi voiam să intrăm în Slaviansk, în localitate. N-aveam nici acreditarea dată de separatiști de la Donbass Commandament și când ne-a văzut s-a uitat la noi ce cauți aici. La risc. La risc, dacă am fi ajuns la 8 fără 5, nu era nicio problemă. Noi am ajuns la 8 și 5. Deci 5 minute. Da, da, 5 minute le-au făcut diferența în sensul în care am avut ceva emoții, dar la momente de acest fel trebuie să fii calm, trebuie să nu devii la fel de coleric. Cu cât ești mai stresat, cu atâta intră la idei, exact, nu? Exact, trebuie să fii extrem de calm. Ghinionul fabulos pentru mine atunci a fost că în momentul în care a deschis pașaportul, a nimerit fix la pagina unde aveam viză de America. Și când a văzut separatistul în Slavians și viza de America, a văzut negru la față și eu am zis, tocmai acolo ai deschis-o, ok, nicio problemă. Ce mână ai avut? Da. Și am zis, ok, s-a liniștit, ne-a lăsat să plecăm, până la urmă 400 de telefoane și am reușit să intrăm în loc. Că nu puteai să stai totuși noaptea pe stradă în Slaviansk, într-o zonă ocupată de separatiști. Din punctul meu de vedere, au tot ruși. Dar așa se numeau separatiști la momentul respectiv. Am reușit să intrăm în localitatea aceea, în Slaviansk, și ne-a zis până a doua zi la ora 14 să plecați totuși, că n-aveți acreditarea de la Donbass Commandament. Dacă luam acea acreditare, de fapt noi îi recunoșteam pe separatiști și că ei preluaseră de fapt puterea în Donetsk. Aha. Și n-am mai luat hârtia respectivă. Așa, până la două strasele s-a avut de tras? Până la două am filmat tot ce am avut de filmat, am ieșit din localitate, Donetsk înapoi și de la Donetsk către Kiev. Le povestește alor tăi ce vezi? Da, numai că niciunul nu mi-aduc aminte de fiecare dată absolut tot ce văd imediat după ce vin din deplasare. Dar le povestesc iubitei în momentul în care ajung acasă, se îngrozește un pic, caut să o liniștesc, dar este cumva un debriefing pe care îl fac eu venit dintr-o zonă de conflict. Am nevoie să scot toate informațiile acelea pe care le acumulez. Imaginele alea n-au cum să nu-ți rămână pe retină. Lângă Bucea anul trecut... Nu, fix la 3 săptămâni după ce a fost ocupată Bucea, deci în 2022, am ajuns acolo și erau gropi comune. 300-400 de oameni morți, aruncați toți în aceeași groapă. O fetiță pe stradă, săraca, tocmai îmi povestea că stătuse vreo 3 săptămâni pitită în cotețul găinilor și în beci ca să nu fie prinsă și violată de ruși. Despre ce vorbim? Ălea-ți rămân cumva. Nu pot să scap de ele imediat, gata, am ajuns în România, e tot ok, mă uit la un televizor, butonez, văd alte știri și mă liniștez. Nu, nici nu cred că am ajuns la nivelul... Cum te depresurizezi? Asta e chiar... Fac sport, merg la sală, alerg în sensul în care alerg pe bandă la sală, nu alerg în parc, nu am atât de mult timp și toate astea mă ajută. Adică foarte important. Deci sportul este cel care ai nevoie. După 10 zile petrecute în Ucraina, să zicem, și vezi ce vezi acolo. E adevărat, acum n-am ajuns chiar lângă linia întâi a frontului, dar sunt oamenii postomorâți pe care îi vezi, nu au chef de viață, vezi o grămadă de clădiri bombardate în continuare, distruse, pentru că n-au avut când să refacă. Au refăcut parte din căile de acces vitale, primordiale, nu neapărat casele care sunt dărâmate pe la marginea localității. Hersonul, spre exemplu, jumătate la pământ. Era o localitate cu vreo 60-70 de mii de locuitori. Mai sunt 3-4 mii în toată localitatea aia și mai este un nebun cu ghilimele de rigoare din România, Petru Gabor, care e voluntar și le duce oamenilor de acolo odată la 10 zile sau odată la 2 săptămâni să duce cu duba lui și le duce ajutoare din România. Ce e rău, ăsta e un erou. Da, și am zis, băi, Petru, respect pentru tine, dar ai grijă. El a fost acolo, cred că de când a început războiul, de 40-50 de ori. Ce om. Cu omul acesta ar merita să facem un reportaj? Noi am făcut un reportaj, l-am prezentat, chiar cred că de vreo două ori, l-am prezentat la știri la Focus. Îți pot da numărul de telefon să vorbești cu el. L-ar ajuta și pe el foarte tare. L-ar ajuta și, într-adevăr, asta înseamnă cu adevărat curaj și eroism și umanitate. Dincolo de vorbe, știi? Da.
Până la urmă, da, că așa, declarativ, pot spune o grămadă orice. Păi da, la televiziunile de știri și în zona politică avem numai eroi. Mai rău e când trebuie să te duci acolo unde, într-adevăr, te și, întâlnești și cu dimensiunea tragediei, știi? Da, iar acolo este rău. În partea de sud și sud-est a Ucrainei, nu e tot mai plăcut. Nu vrei să ajungi acolo în mod curent, să zic așa. Sunt o grămadă de localități, după ce a picat Avdivka, localități mai mici, cei drept, care sunt în mâinile rușilor în momentul ăsta. Și când zic că sunt în mâinile rușilor, nu înseamnă că eu m-am poziționat. Nu, zic că sunt foarte mulți civili care sunt prinși la mijloc. Sunt oameni în vârstă care n-au avut unde să plece de acolo și care au rămas acolo. Mulți dintre ei săraci au rămas pentru totdeauna că și-au găsit sfârșitul acum. Ce e de făcut? Cum vezi tu că, uite, sunt pe fix de 24 februarie a început războiul acum 2 ani de zile și încă mai merge. Tu cum o vezi? Cred că va mai dura ceva, pentru că Ucraina în momentul acesta... Deci mai are niște drumuri de făcut. Da, Ucraina în momentul acesta are nevoie de foarte multe arme, arme la propriu, ca să poată să facă o față, care deocamdată sunt puse în stand-by. Are nevoie în același timp de, Zelenski spunea, de 300.000 de militari. În plus față de ce există pe front acum, în condițiile în care Ucraina a pierdut în 2 ani de război, mie mi se pare o cifră mică, dar este în mod oficial dată de către Zelenski și Ministerul Apărării de la Kiev, 31.000 de oameni. N-au spus însă câți oameni nu se mai pot întoarce pe front pentru că au o mână mai absolut puțin, sunt schilodiți. Deci vorbesc numai de decese, exact, nu vorbesc de exact pierderi. E, ăsta este și motivul pentru care au nevoie de 300.000 de oameni acum. Asta înseamnă că au pierdut sau că foarte mulți nu mai pot să ajungă înapoi Ucraina pe Ucraina are capacitatea de a acoperi aceste 300.000? Cu mobilizări forțate, da. Și chiar am avut duminica aceasta la zona de conflict, la emisiunea de la Prima News, la ora 17, am avut în cadrul emisiunii un interviu cu un băiat, domn din Odessa, care a refuzat să meargă pe front și care ne-a arătat niște imagini cu oameni luați de pe străzi, din, mai ales din orașele din sud ale Ucrainei, băgați în mașini și duși la încorporare. Da. Marius Aizu, doamnelor și domnilor, focus și în orice zonă de conflict. Felicitări. Hai la masă. Hai la masă, doamnelor, domnule, hai zi repede. Ați gustat, doamna Saveta? Binecuvântăm aceste bucate. Doamne ajută. Eu zic să încerci prima oară. El după aia trebuie să alege încă două ore la bandă, să vă fie rușine. Doamna Saveta, cum este puiul ăsta franțuzesc față de păturile dumneavoastră, domnule? Care-i treaba? Vă rog frumos. De avocado, somon afumat. Sincer vorbind, e foarte bun și ăsta, dar ăsta e altceva, iar păturile mele e altceva. Am înțeles. Da? Foarte bun, dumneavoastră ați mâncat tot, sunteți cu minte. Bun, foarte bine. E venit de la Ritz, doamna, de la Paris. Nu te pui cu toți ăștia, mă înțelegeți? Deci, e foarte bine. Toată lumea se simte bine la noi. Să-i hrănim pe eroii noștri. Îi mulțumim lui Marius Aizu încă o dată. Și noi vă invităm să rămâneți alături de colegii noștri de la Focus cu ultimele știri. Mâine, în direct și în eloare, cu alte surprize și alte momente minunate. Toate cele bune! Program disponibil pe